un uriaș scandal bubuie la Cotroceni. Scandalul se referă la o bătălie uriașă care se duce între vechea conducere a Institutului pentru Studierea Revoluției și noua conducere. Noua conducere fiind dată pe mâna lui Alexandru Mironov, un personaj extrem de dubios în politică, mai puțin dubios în science fiction. Despre acest scandal voi vorbi imediat după Sfintele Sărbători de Paște într-un editorial. Și vă garantez că merită.